Bine v-am regăsit la Doctor Online. Vorbim astăzi despre epilepsie, o boală cronică a creierului care afectează aproximativ 65 de milioane de oameni în întreaga lume. Iată, vorbim despre acest subiect cu medicul primar neurolog Bogdan Florea. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Dacă am dat această cifră mondială, putem spune că în România se știe cu adevărat cifra reală a pacienților cu epilepsie? Din păcate nu. Lipsa unui registru național al pacienților cu epilepsie ne face dificilă misiunea de a defini un număr precis. Noi trăim așa pe proiecțiile Organizației Mondiale a Medicilor despre prevalența afecțiunii în România, 1,5-2%. Oficial sunt înregistrați 110.000 de persoane cu epilepsie și aceste 110.000 sunt deduse practic din rețetele compensate și gratuite din programul de epilepsie. Dar neoficial, vă spun cu multă responsabilitate, numărul se apropie undeva la 300.000. Când spun 300.000 de persoane, gândiți-vă și la membrii familiilor lor. Deci, cred că în România sunt minim 1 milion de oameni care știu ce înseamnă chipul și fața și zâmbetul persoanei care are epilepsie, sau fie ei înșiși, fie cineva din apropierea lor. Pentru cei care nu știu, pentru restul celor 18-17 milioane care nu știu, de fapt, ce este epilepsia? Că am zis la început că este o boală cronică a creierului. Ce este și cum se manifestă? Epilepsia înseamnă o afecțiune a creierului care permite apariția din când în când a unor crize electrice care tulbură circuitele creierului. Între crize, aceste persoane sunt și se comportă de cele mai multe ori extrem de normal. Nu are legătură cu gradul de pregătire academic, cu statusul social, economic, financiar, nici gând. Vedeți, istoria ne-a dovedit că Dostoievski abia aștepta o criză pentru că era extrem de prolific după crize și scria incredibil. Ion Creangă, Cezar, avem exemple din istorie, nu terminăm emisiunea. Nu are legătură cu inteligența, absolut deloc. Există mecanismele fundamentale în neurologie, excitația și inhibiția, debalansarea acestor mecanisme înseamnă de fapt o criză. Ce e important? Între crize, oamenii sunt printre noi, se comportă perfect normal, avem pacienți și prieteni care conduc firme, care sunt profesori, bijutieri, academicieni, veterinari, arhitecți, orice profesie poate fi afectată, nu are legătură cu gradul de pregătire. Marea provocare în epilepsie este diagnosticul corect și complet al formei, cât mai timpuriu. De ce? Pentru că când se poate, asta vreau să vă întreb, când se poate diagnostica? Când sunt cel puțin două crize separate în timp, neprovocate. Crizele acelea pe care le știe lumea, tonico-clonice generalizate, cu cădere și cu convulsii, ele sunt cele mai cunoscute, dar nu sunt cele mai dese. De cele mai multe ori crizele sunt focale sau parțiale, adică doar o zonă strict din creier este afectată, dar circuitele creierului nu permit împrăștierea în întregul creier, adică nu permit generalizarea crizei. Și cum își poate da seama pacientul sau medicul dacă este acest gen de criză? De obicei familia își dă seama sau pacientul, care poate să simtă, în funcție de zona implicată din creier, sunt semne și simptome responsabile de localizarea din creier. Pot fi secunde de decupare de realitate, amorțeli, furnicături, blocarea activității în desfășurare, blocarea vorbirii, o privire, o deviere a globilor oculari sau a extremității cefalice într-o parte. Da, până la cea mai spectaculoasă, între ghilimele, formă cu căderea și convulsii tonico-clonice generalizate. Și șocantă pentru foarte multe persoane care nu știu cum să reacționeze când văd o persoană epileptică în plină criză. Cred că mai important ar fi în titlu, nu să spunem ce trebuie să faci într-o criză de epilepsie, ce ar trebui să nu faci când ești martorul unei crize de epilepsie tonico-clonice generalizate. O criză odată începută nu poate fi oprită. Deci poveștile acelea că trebuie înțepat copilul cu un nac sau cu o lingură în gură, nu, în afară de a luxa 2 dinți sau de a genera o rană în plus, nu facem nimic. O criză generalizată ține 1 minut jumate, 2 minute. Nu există, cel puțin până săptămâna trecută, n-a fost descoperit sau descris vreun mecanism prin care poți opri o criză. Dacă descoperiți dumneavoastră, veți fi candidata premiului Nobel pentru medicină, da. Clar. Se cronometrează criza, în primul rând. Deci Dacă ești martor unei crize, te uiți pe ceas. 2. Îndepărtezi orice poate lovi sau răni acest pacient. Îndepărtezi imediat ochelarii, cravata, cureaua, ceasul, pentru că forța desfășurată în timpul unei crize este nenatural de mare. Adică o fetiță subțirică atât în stare să ridice masa din studio ăsta cu 2 degete. Sigur, cu prețul rupturii musculare și leziunilor de articulație, dar forța este nemaipomenită, după care este o stare de confuzie postcritică, nu pleci de lângă pacientul ăla până nu ești convins că pacientul ăla ajunge fie pe mâna unui medic sau unui serviciu medical, deci sun la 112 dacă... și nu pleci de lângă pacient până nu te convingi că ajunge fie acasă, foarte bine, dacă e pacient cronic cunoscut cu epilepsie și a făcut o criză provocată de ceva, sau ajunge într-un departament medical. Pentru că se poate ridica, aparent este bine, dar este atât de confuz încât este victima sigură la prima trecere de pieton pe stradă sau primul autobuz de pe stradă care îl poate lovi. În foarte multe cazuri în care persoane neavizate au asistat la crize epileptice, au acordat prim ajutor clasic cu masaj cardiac. Ce le spuneți? În afară de câteva fracturi costale nu reușește nimic, pentru că este nedrept să te apuci să faci masaj cardiac la niște contracții, la aceste forțe foarte mari, la aceste convulsii. Nu face bine, deci vă rog pe toți cei care ne urmăresc, nu băgați nici degetul în gură, nici lingura, furculița, pentru că forța e atât de mare. Am avut pacienți care au venit cu degetul în palmă. Atât de mare este forța, nu e o glumă. Pare că e dramatic, pare că se sufocă. Nu, nu se sufocă pacientul. Da, sigur, face ipoxie, iar respirația este extrem de dificilă. Întoarceți pacientul în poziție de siguranță dacă se poate, țineți căpușorul să nu se lovească, pentru că acele convulsii riscă să lovească în colțul de pat sau de masă sau de... și așteptați să se termine această criză. În momentul în care se termină, sunați fie pe cineva din familie, fie 112, iar dacă trec prea multe minute fără să-și revină, obligatoriu se sună la 112, pentru că riscul este de status epilepticus, care este urgență terapeutică. Asta vreau să vă întreb, dacă sunăm la 112, o criză epileptică în codul acela, cât este de gravă? Vine imediat? De la stare de conștiință este urgență terapeutică. Bun. Dacă se știe că este persoană cu epilepsie, care face relativ frecvent crize, este în casă, nu sun la 112, pentru că știi că e o criză obișnuită. Dar dacă trec 30 de minute, pacientul nu-și revine, sau e criză după crize, după crize, după crize și sunt repetate fără pauze între episoade, 112, ăla e status, aia e urgență. Vorbeam înainte de emisiune despre cazurile de epilepsie la copii. Ce trebuie să știe părinții, dar și copiii în acest caz? Crizele epileptice pot apărea la orice vârstă, să știți. Sigur, sunt două vârfuri, două picuri de interval de timp în copilărie și la vârstnic, la seniori. Dar între aceste două vârfuri, oricând, oricare din noi, altfel spus, mecanismele de declanșare a crizelor de epilepsie le avem cu toții în creier. Orice persoană vie cu sânge cald și creier viu, putem oricând provoca o criză de epilepsie. Se știe ce provoacă aceste crize de epilepsie? Sunt factori favorizanți, să spun, factori provocatori. Nu stăpânim chiar toată etiologia, dar avem cauze genetice, cauze vasculare, cauze infecțioase, cauze de o debalansare practic a mecanismelor de excitație și inhibiție, pe care noi le folosim în fiecare zi. La copii, mai frecvente sunt crizele generalizate și crizele de tip absență, adică secunde de decupare de realitate. Părinții le pot observa și dacă le observă imediat în fuga cea mai mare la neurologul pediatru, dascălii, învățătorii, profesorii pot observa aceste neatenții ale copiilor. Și se plâng dascălii, părinților, doamne, ai un copil foarte neatent, un impertinent, i-am spus de 3 ori să vină la tablă și el nu răspunde. Da, pentru că face sute de crize de câte 3-4 secunde. Poate fi confundat în această fază cu un ADHD? În fața unui diagnostic de epilepsie, să știți, am remarcat empiric 3 faze. Este o fază întâi de negare. Nu, copilul meu nu are epilepsie, este altceva. Și atunci oamenii ar face... Când medicul, neurolog, pediatru sau neurolog de adult spune acest diagnostic, pacienții se supără pe diagnostic și totodată se supără și pe medic și pe cei care... și pe șoferul de taxi care a dus până la medic. Și este faza de negare. Nu, copilul are altceva, e o hipocalcemie, parazit intestinal, nu are cum, copilul de nimeni din familia noastră nu are, deci nu are, așa se încurajează oamenii. Faza de negare este cea în care de obicei părinții pleacă trântind ușa, supărați și sigur că medicul din fața lor a făcut o greșeală. A doua fază este faza de căutare, se cheamă Dr. Google sau Dr. Facebook, extrem de nocivă dacă mă întrebați pe mine, pentru că sunt de-a valma tot felul de considerații, de emisiunile astea, cum să facem bitter suedez pe tâmple, cățel de usturoi în urechi, n-are rost să vă spun ce. Și oamenii sunt dispuși să piardă un an, 2 ani, 3 ani, să facă orice, să se îndepărteze de diagnosticul de epilepsie și să îmbrățișeze alt diagnostic. Atunci sunt cei mai vulnerabili oamenii. Și faza a treia abia de acceptarea diagnosticului și acceptarea tratamentului și de monitorizare ca lumea serioasă, că aici e o mare provocare în epilepsie, cum monitorizez și cum ajustez tratamentul. Pentru că provocarea medicului este să găsească... Epilepsia nu e toată la fel, am uitat să vă spun, cred că punctul de plecare există 40 de tipuri. 3 mari familii, crize focale cu generalizare secundară și crize primar generalizate. Nu există un medicament bun la toate. Treaba medicului este să vadă care din familiile acestea de epilepsie prezintă pacientul din fața lui, care e medicamentul cel mai potrivit pentru forma respectivă, după care să ajusteze dozele, astfel încât la doza minimală să fie eficiența maximă și reacțiile adverse, efectele secundare cât mai reduse. Eficiența maximă trebuie, iertați-mă, cred că eficiența să fie maximă și reacțiile adverse reduse. Pentru asta se folosește un aparat care se numește EEG, care culege informațiile electrice de pe scalp, care și aceste EEG se face dimineața dacă crizele sunt dimineața, noaptea în somn dacă crizele sunt noaptea în somn. Un mic detaliu, mai multe crize sunt noaptea în somn electrice decât ziua. Și atunci cum faceți? Țineți pacientul peste noapte? Da, există centre în România care se fac EEG, monitorizare de 24 de ore, 48 de ore, 72 de ore. Și în cazul unui pacient, cam cât de frecvente trebuie să fie aceste monitorizări ca să puteți să administrați un tratament corect? EEG ai nevoie la confirmarea diagnosticului și a tipului de... După ce ai hotărât diagnosticul și tratamentul, dacă vrei să vezi eficiența tratamentului, poți cere un EEG. Nu face EEG în fiecare săptămână, n-are rost. EEG se solicită doar pentru confirmare și în alte 2 situații. 1. Dacă se întâmplă ceva nou, se schimbă tipul de crize sau se schimbă frecvența de apariție. Adică în ciuda tratamentului pe care tu îl consideri ca medic bine instituit, crește frecvența de apariție a crizelor. Se scurtează intervalul dintre crize. Sau apare ceva nou, pacientul vine și spune: domnul doctor, am o amorțeală, o furnicătură, un blocaj, o ceață mentală. Atunci îl inviți pe. Sau când hotărăști să întrerupi tratamentul, cere EEG. EEG nu e nevoie în fiecare săptămână. Alegi la 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, la început, calibrezi bine tratamentul, după care lași pacientul, chem o dată pe an la un control. În Cluj-Napoca mă gândesc că există astfel de aparate. Noi suntem niște norocoși că e centru universitar. Sigur, București, Cluj, Iași, Timișoara, e nemaipomenit. Sunt oameni dedicați, sunt neurologi pediatri excepționali, sunt echipe care lucrează cu experiență. Noi suntem niște norocoși aici în Cluj. Problema că epilepsia nu se întâmplă numai la Cluj și la București și la Iași, știți? Că se întâmplă și în vârful dealului, în Maramureș sau în Suceava. No, ce faci tu ca părinte când stai în nordul Maramureșului și vezi o criză tonico-clonică? Unde te duci? Cine are grijă de puiul tău? Și atunci acești oameni vin. Ce fac? Se urcă în tren, în autobuz, hai la Cluj, neprogramat, nenimic, și pun presiune pe un sistem deja încărcat, că oamenii ăștia, nu știu dacă știți ce la neurologie pediatrică, e plin pe holuri acolo, adică și ei la limita maximă a suportabilității și a efortului. O să nedormiți medicii aia de îngărți și toată lumea îi bodogănește. Haideți voi să vedeți cum e ce. Presiune, lipsa programării. Oamenii vin neprogramați, pun presiune pe medic, uneori intimidează, alteori vin și nu înțeleg de ce nu. Au venit cu copilul, deci de ce nu stăm la dispoziția lor? Nu e chiar așa ușor. București nici nu vă spun ce. Avem locuri în care se lucrează impecabil, avem locuri în care putem îmbunătăți, nu doar echipamentele. Știți că poți să ai o sculă de 2 milioane de euro, dacă pe mâini nepotrivite n-ai făcut nimic cu ea. Deci trebuie și etapa asta de pregătire și de formare a medicilor și a asistenților. Aici e important. Medicul poate fi genial. Dacă asistenta e slăbuț pregătită, te sabotează. și să ai răbdare să faci aceste analize EEG. Domnule doctor, pentru că noi am pus acest titlu pe ecran, epilepsia, o stigmă în România, vreau să vă întreb, într-adevăr, încă în anul 2023 se consideră o stigmă pentru pacientul cu... da, și pentru familia acestuia? Da, din păcate da. Este un lucru care mă revoltă foarte des. Și domnul doctor, nu, știți, nu, ce o să zică lumea? Cum adică ce o să zică lumea? Deci frica, această întrebare, ce o să zică lumea, care a tăiat aripile la zeci de generații, eu simt așa că mă încălzesc când aud ăla. Nu, că știți, vreau să nu... Cum vreți să nu? Ce înseamnă? Pentru că am văzut oameni, doamnă, am văzut copii mutați din școală, pentru că învățătoarea a spus că deranjează clasa. Și mama, dacă îi stăpână pe sentimentele ei, își lasă copilul într-o școală nouă. Dacă e mai vulnerabilă și mai cu sughițuri, așa, își mută copilul că să nu-i deranjeze pe ceilalți. Vezi, dragă doamnă, în lumea asta perfectă, când e un copil imperfect, hai să-l centrifugăm. Ce prostie e asta? Între crize copilul perfect normal. Da, copilul e mai mult. La carbamazepin și noi am dormit, mă iertați. Acum copilul când încep tratamentul nu va fi olimpic la matematică și la șah. Vă garantez că și noi, dacă luăm oricând carbamazepin, suntem un pic mai tufliți și mai adormiți, așa, nu suntem cu un joc de gleznă la 7 dimineața nemaipomenit. Dar nu trebuie să muți copilul pentru asta. Trebuie să-i cauți un medic și un tratament potrivit și lași acolo copilul. Asta înseamnă stigmă. Frica de a pierde niște drepturi, de a zbura dintr-un job, de a-ți pierde permis de conducere, permis, asta le înțeleg. De a nu intra în biserică, am văzut anunțuri. Asta mi se pare ultimul nivel, deci ultimate level, dacă îmi spuneți că ați văzut. Încă n-am văzut din asta, sper să... Am văzut și oameni care s-au apropiat, oameni din biserică, care s-au apropiat de cauza telemedicinei epilepsiei și vreau să-i mulțumesc părintelui Necula, care bărbătește, a venit și a susținut și a sprijinit și probabil că va fi ambasadorul copiilor cu epilepsie în România în cel mai scurt timp. Deci se fac pași. Suntem totuși în 2023, nu mai poți pune sub preș, nu poți pituli acest diagnostic, e nedrept. Plus că diagnosticat mai târziu sau tratat mai târziu este cu atât mai rău pentru pacient. Exact. Dacă diagnostichezi rapid și începe repede, timpuriu, tratamentul, șansa de vindecare și sau de control a crizelor este mai mare. Ori tu dacă am avut mămică, a venit cu un băiat de 26 de ani în cabinet, prima dată la medic. De la 6 ani la 26 de ani copilul făcea crize. Noapte de noapte. Surpriză, refractar la tratament. Păi dacă tu 20 de ani nu te-ai dus la un medic, ai mers la preot să-ți citească, să-ți deschidă carte. Băi, e foarte bun preot, e nemaipomenit. Bă, dar mergeți și la un neurolog, pediatru. Nu se poate așa ceva. Pentru că crizele aduc alte crize, asta știm, scrie în cărți. Și crizele, practic, creează niște circuite, bătătoresc niște cărări în circuiteria creierului, care aduc următoarea criză mai ușor și mai ușor și mai ușor, astfel încât, dacă tu întârzii inițierea tratamentului, va fi refractar la tratament. Vei fi obligat ca medic să dai doze mai mari, comparativ cu acum 2-3 ani, 5 ani, și cocktailuri de medicamente, care, sigur, încarcă ficatul, rinichii și... stomacul. Funcționează aproape ca un reflex condiționat. După ce faci calea, merge exact la fel. Exact. Deci, marea luptă este diagnosticul timpuriu și începerea unui tratament. Nu mai povestim că stați să vedem că ce diagnosticul diferențe. Băi, criză, gata, s-a terminat, ai pus EEG pe cap, s-a confirmat, faci încadrarea în sindrom și începi tratamentul cel mai potrivit la forma respectivă. Nu amân nici 6 luni, nici un an. În Europa se discută că ai nevoie de 2 crize separate în timp neprovocate. În Statele Unite deja spune că o criză cu EEG cu modificări, e ca și cum ai avut a 2-a criză, deci încep tratamentul. De ce? Pentru că e numărat, e contorizat. Și au văzut ce înseamnă costuri și ce înseamnă efect. Pe termen lung. Da. Domnule doctor, pe final aș dori să ne spuneți 3 lucruri ce este această boală și 3 lucruri care nu este această boală. Spun ce nu este. Perfect. Epilepsia nu este o boală psihică, nu sunt entități negative, nu sunt demoni, nu sunt lucruri contagioase, nu te poți molipsi de la ea și nu are legătură cu inteligența unui om, cu gradul de pregătire sau cu sufletul lui. Oricare dintre noi putem oricând prezenta crize epileptice. Pe partea cealaltă, în colțul celălalt al ringului, epilepsia este o afecțiune care aduce o stigmă nedreaptă, Dacă mă întrebați, epilepsia, cred că ar trebui să vorbim mai mulți, pentru că printre noi, 2% din populație generală, eu când intru într-o sală cu 100 de oameni, eu știu că 2 au medicamentele în poșetă. Nu știu care 2 exact, dar vorbesc cu, sigur cu 2 oameni care știu ce înseamnă un leac în poșetă și care de obicei la pauză vin și pun niște întrebări care dovedesc că stăpânesc foarte bine domeniul epilepsiei. Și cred că adresabilitatea trebuie să fie alta. Deci dacă aș avea o baghetă magică să dau curaj acestor oameni să vorbească despre, e foarte greu pentru că pacienții și familiile lor nu vorbesc despre de exact ce v-am spus, de frică, de rușine, ce o să zică lumea, bă, să nu facem valuri. Dacă nici noi, cei, să spun, binecuvântați cu sănătate, nu contează că e medic, nu vorbim, atunci permanent va fi supreș un jăratec care arde. Asta se întâmplă. În speranța că se vor uita cât mai multe persoane la această emisiune și vor înțelege informațiile și substratul a ceea ce vrem noi să transmitem astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi domnul doctor, domnul medic, primar, neurolog Bogdan Florea. Vă mai așteptăm la noi și pe alte teme de medicină sau nu. Eu vă mulțumesc pentru invitație pe un subiect care chiar mă pasionează. Vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.